Bună ziua, ne-am întrunit astăzi ca să participăm la lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local Broșteni. Din 13 consilieri convocați, sunt prezenți 8 consilieri locali. Ședința este legal constituită. Dau cuvântul domnului președinte de ședință. Bună ziua! Ordinea de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal încheiată ședința convocată din data Consiliului Local Broșteni din data de 2012-2014, inițiator secretar Elena Paraschivei Năstase. Punctul 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea utilizării ședințului anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de finanțare pe anul 2019. Inițiator, viceprimar cu atribuții primar Mihai Mărăzinski. Da, doresc să mai pun pe ordinea de zi și procesul verbal încheiat în ședința de 20-12-2018. Am uitat să-l trec în convocare. Unul la vot? Da, cu toate trei puncte pe ordinea de zi. Da. Spun la vot cu punctul 3. Suplimentar. Cine este pentru? Vot. Ce este pentru? Punctul 1. Aprobarea procesului verbal încheiată ședința convocată din data Consiliul Local Broșteni din data 2012-2018. Discuții? Domnul primar? Nu, procesul verbal. E procesul verbal. Dacă aveți completări la procesul verbal. Să punem la completări nu ar fi, dar noi am propus atunci să refacem regulamentul de funcționare al Consiliului, adică să avem în vedere pentru următoarea ședință, inclusiv acele raport de activitate a fiecărui compartiment sau... Da. Și adică, în acele rapoarte, de fapt, putem regăsi și chiar probleme reale care sunt. Adică, raport, am făcut asta, dar mai trebuie să fac asta. Sau trebuie să mai facem asta. Am avut ședință cu salariață, domnul primar, poate să luni, am avut și doamna secretar o transmis, fiecărui salariat în parte trebuie să-și prezinte un raport de activitate. Până la ședința ordinară, dar știți de ce? Este benefic atât pentru noi, deci inclusiv, tot cam mai mult că ședințele sunt filmate. Poate sunt niște probleme care noi nu știm. Și atunci omul care se uită la ședințele noastre, vine și spune, stați că noi avem o problemă acolo. Adică, noi poate trecem cu vederea, dar nu le știm. Și atunci poate ne învață cum să ajutăm sau să încercăm să le facem. Da, a fost. Deci asta e, deci, ca să, astea sunt niște chestii constructive pentru noi, pentru toți. Fiecare salariat în parte trebuie să-și pregătească și să prezinte în fața Consiliului. Raportul până la ședința de la ordinare, de la sfârșitul. Iar despre certificat ar trebui să spună, adică asta ar mai trebui făcut fiecare pe domeniul, adică să-și facă și el strategia. Noi am avut ședință, am discutat noi. Da. Noi am stabilit ce avem de făcut anul ăsta. Da, mai fiecare. Așa, am avut ședință și cu cei de la 416. Bine. Am stabilit da. Care vin la muncă. Bine, hai că-mi trează timp. Vin care nu pleacă. Nu mai putem ține că vine azi, că vine mâine, vine două ceasuri. Mai spune la vot și punctul 1 și punctul 2 la vine în viu. Da. Adică e din punctul meu de vedere. Haideți să așteptăm două minute, că sunt rău aia. Poate au și o discuție. Bine, deci am spus. Noi putem discuta. Da, mai ai un proces. Vreau să treacă asta, cred că așa. Mă spuneți. Cine este pentru? Este numai 6 cu tine. Dacă este numai 6. Cine este pentru punctul 1? Proces verbal. Procesul verbal. Hai. 8. Hai. Bine, bine pe proces verbal. Mai este un. Da. Mai sunt discuții pentru punctul 3, cum ar veni pe oră. Bine, nu mă asigur. Asta e procesul verbal încheiat atunci când o rechisca bugetul local pentru centrala tehnică. L-ai dat în aplicare? Le-am dat în aplicare, da. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru punctul 3? Da. Dar așteptăm la punctul 2 să vină da, punctul 2. Da. Dar cine se pare? Da, dacă au sunat pentru
făceau până acum. Și nu se fac mie așa. Și bun, și dacă nu veneam niciunul, nu se trebuie să fie așa. Nu pot să nu haideți să trecem la punctul 2. Punctul 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționari pe anul 2019. Doamna contabil. Da, spun. Întâi spun bună ziua și la mulți ani tuturor și vă mulțumesc că ați răspuns solicitărilor noastre de a ne întâlni. Acest proiect de hotărâre este necesar, deoarece, după cum știți, la fiecare început de an, încasările nu sunt până intrăm în ritm cu încasările, cu sumele care se alocă pentru echilibrare. Nu avem buget și pentru că nu avem buget aprobat, buget de stat pe anul 2019, normele metodologice de închidere anului financiar presupun funcționarea tuturor instituțiilor, fie ele ordonator principal de credite sau ordonator terțiar, în limita 1/12 din ultimul buget aprobat pentru anul, pentru anul precedent, deci pentru anul 2018. În aceste condiții, salariații din instituții publice, având o singură dată de salarii pe lună, asta începând cu 5 al lunii, nu ne-am luat salariile. Și ca să avem bani, să luăm salariile și noi, și serviciul public, și spitalul, ne împrumutăm pentru acoperirii gol de casă. Aceeași operațiune s-a întâmplat și anul trecut, la fel la începutul anului, s-a aprobat prin hotărâre împrumut de 250.000, care, potrivit normelor metodologice, l-am restituit la sfârșitul anului. Pe 28 decembrie l-am restituit și s-a reîntregit excedentul anului precedent. Din acest excedent, care acum este în sumă de 305.167, solicităm din nou împrumut de 250.000, care să acopere gol de casă, până la intrarea în normalitate, până o să avem buget, până o să vedem ce sume primim pentru echilibrare. În momentul de față, astăzi am decontat partea de salarii însemnând resturile de plată, urmând ca mâine, după ce fac ordin de plată, dacă se aprobă, bineînțeles, pentru acoperirii gol de casă, să deconteze contribuții. Asta e pe scurt expunerea la proiectul de hotărâre cu care am meditat în fața dumneavoastră. Dar sunt discuții? De când preconizați că aveam discuție și bugetul? Nu știm, trebuie să vedem. Bugetul avea 20, dacă se discute. Nu, am zis pe când preconizați. Oricum, după ce se aprobă prin legea bugetului de stat, sumele se primesc pe județii, pe direcțiile de finanțe. Termenul este de 45 de zile. Legea 273 spune că în 45 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat, autoritățile, instituțiile de subordonare publică, centrală sau locală, aprobă bugetele proprii. După aprobare, termenul este de 5 zile de a fi depuse din nou la direcția de finanțe și... Deci cu acest împrumut acum, până se aprobă bugetul... Funcționăm în limita 1/12. Deci ne încadrăm, nu? Sigur că da. Asta era ideea. Da, noi am făcut deja bugetul 1/12 pentru că a funcționat. Am deschis credințele să funcționăm. Luna asta. Și dacă nu o să vină până pe 10 februarie sau până pe 8-10 februarie, o să deschidem din nou creditul 1/12 pentru luna februarie. Dar suma asta pe care am solicitat să acoperim gol de casă e o singură dată. Asta o avem, asta o... Până atunci o să mai colectăm și noi, colectăm și noi din impozite și taxe, plus o să vină... Primim din sume din TVA, cotele în procent din 1/12 din primul buget aprobat și cotele din impozite pe venit din salarii, dar care nu sunt foarte mari la nivel de orice. Dar discuții? Referatul, biroul financiar, raportul comisiei de specialitate, nu se mai atașează la hotărâri? Nu știu, referatul... Poate referatul, da, doamne. Da, este. Nu am fost la... Eu nu am fost la... Am... 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 Nu am fost
Supune la vot. Cine iese pentru? Mulțumesc. Deci 2, 3 și se întâmplă. Tu să abțin? Abțin. De acord? Deci Lihor, Bățanu și Rusu să abțin? Da. Poate să spun abținere? 3. 7. Eu ca așa de ți-am chestit, nu mai știu. Da.